Premierul Victor Ponta nu poate cere retragerea decorației Steaua României primite de la Zlotoche și reacția vine din partea președinției, care mai arată că numai o persoană care a fost deja distinsă cu acest ordin poate cere retragerea decorației. Răspunsul vine după ce premierul a declarat că a lansat acest demers la solicitarea unor organizații neguvernamentale. Cavalerii unui ordin pot semnala Cancelariei Ordinelor atitudini și fapte pe care le consideră dezonorante comise de alți cavaleri ai respectivului ordin și care aduc prejudicii morale și ating demnitatea și onoarea ordinului. Menționăm că domnul prim-ministru Victor Viorel Ponta nu este membru al Ordinului Național Steaua României, deci conform prevederilor legale nu poate solicita declanșarea procedurii de retragere a acestei decorații. Mai mult, președinția subliniază că ar fi o ilegalitate să dea curs cererii premierului. Reacția președinției vine după ce Victor Ponta a anunțat că i-a cerut președintelui Traian Băsescu printr-o scrisoare să-i retragă ordinul Steaua României europarlamentarului Laszlo Tökes, cunoscut pentru retorica sa antiromânească la cererea unor organizații non-guvernamentale. Am primit și eu, nu știu dacă și președintele a primit, dar am primit solicitarea din partea unor organizații neguvernamentale, cele care au participat la acea școală de la Izvorul Mureșului, și prin care mi se cera declanșarea procedurii. Iar din punct de vedere politic, ca să nu pară un joc, să arunc la președinte problema, am anunțat foarte clar și anunț și acum, dacă președintele va declanșa procedura și va emite decretul de retragere a decorației, eu îl voi contrasemna. Conform legii, decretele președintelui trebuie contrasemnate de primul ministru. Ori eu anunț și public faptul că nu voi bloca niciun caz un asemenea decret,